Îmi vine să-ți dau, să spun o coroană de mamă acum. O om este invizibil. A, de-aia am simțit să spun că am văzut anul. Cum ce fac? Dorm. Păi așa, pare prea frumos. Efectiv, ești next level. Și îți spune cine chiar se pricepe la asta. Unicii au fost foarte deschiși sau mai forțat deschiși. Să-ți explic cum iese Amelie când e cu taică. Da, vreau neapărat, da. Nu știu, are o coadă așa, una nu e. Sunt Crina Coliban și mă bucur mult să vă revăd astăzi într-un podcast pe care l-am creat special ca să-i ajutăm pe părinți să se pregătească de sosirea copilului acasă. Să vedeți ce invitată am, Diana Enciu, creator digital, influencer, de 17 ani, dinozaur în online. Imediat o să explic tot ce spun acum. Feministă convinsă și... Când vorbesc cu ea și o întreb ce ai făcut tu bun, Diana, în toți anii ăștia de când mă uit la tine pe Instagram, răspunsul ei este: tot ce am făcut a fost să-i fac pe oameni să-și dorească mai mult de la viață. Diana, ce bucurie, ce plăcere! Bine ai venit! Asemenea, bine te-am găsit! Dintre toate rolurile astea pe care o să ne le explici imediat în detaliu, motivul pentru care ești astăzi aici este că ți-ai luat și cel mai sfânt rol de pe pământ, acela de mamă. Mama lui Amelie Luna. Luna? Da. Asta e secret, asta e pentru mine pentru prima oară când aud. Da, lumea nu prea îi spune Luna pentru că n-am făcut neapărat populară treaba asta, dar pentru mine are o mare însemnătate Luna. Mereu am avut o relație foarte specială cu Luna și a venit pur și simplu al doilea nume. Ce-i dinozaur în online? Că o mamă dinozaur, ce înseamnă asta? Știi că ți-am zis, nu zicem așa, nu? Și ai zis, ba da, zicem fix așa. Asta este gluma mea și folosesc cam peste tot această formulare, pentru că mă simt ca un dinozaur din online, lucrez de la 23 de ani, acum am aproape 40 și am fost la începuturi, adică am fost printre primii care au avut proiecte în afară, care au ajuns la Fashion Week-uri în afară, care au colaborat cu tot felul de branduri și de aici numele, dinozaurul din online de 17 ani în jobul acesta. Când îmi povestești așa, mi se pare că nu puteai să ai decât o fetiță. Cum a fost? Ți-ai dorit fetiță? În primul rând, nu am avut această dorință, nici de a mă căsători, nici de a fi mamă. Pur și simplu am spus că mă las în voia soartei și o să se întâmple cum o să se întâmple lucrurile. Dar cunoscându-l pe soțul meu, lucrurile au venit așa ca un vălătuc, inclusiv dorința de a avea un copil. Iar noi am știut din prima amândoi că ne dorim o fetiță. Amelie s-a lăsat foarte mult așteptată și la un moment dat când am renunțat la această idee și am zis că noi suntem bine și noi doi, s-a întâmplat minunea pe care, cu toate confirmările de la ecografii și cu tot ce s-a întâmplat, eu nu eram încă convinsă că o să se întâmple. Dar în clipa în care ești Amelie și am pus-o pe piept, în sfârșit eram convinsă că ăsta este noul nostru drum. Ai zis un cuvânt care m-a activat, ai zis așa, ne-am pregătit și când am fost bine amândoi... Poți să-mi povestești puțin despre asta, că noi, știi, multă lume zice, niciodată nu ești pregătit să ai un copil. Sau, m-am pregătit pentru copilul acesta. Ce însemna pentru voi, eram bine noi doi? Eram bine noi doi pentru că ne-am dat seama că amândoi avem niște bagaje din trecut, bagaje pe care ne-am străduit să le vindecăm, să le discutăm. Evident, suntem de 11 ani împreună, în tot timpul a fost roz, tot în relația asta, dar ne-am dat seama că merită fiecare să-și rezolve separat problemele din trecut și mai apoi împreună. Și în momentul în care noi doi am ajuns la un punct de comunicare foarte bun și liniștea era absolută, s-a întâmplat minunea minunilor la care nu se aștepta nimeni, nici noi, nici doctorul, nici nimeni. Da, știi că asta îmi vine să-ți dau, să spun o coroană de mamă acum. O om este invizibilă. De-aia am simțit să spun că am văzut anul. Da, știi că puțin dintre noi ne pregătim să fim părinți, respectiv ne luăm poverile și le rezolvăm înainte să vină copiii și să cadă poverile pe ei. Cum ai ajuns tu așa deșteaptă, în sensul, dacă ar fi să-ți amintești ceva din copilăria ta, despre tine, fetiță și mama ta, ce-ar fi ceva ce ai vrea să duci mai departe? Vine să plâng. Eu am o relație foarte frumoasă cu părinții mei, deși am trecut prin multe momente grele,
Mi-aduc aminte foarte multe lucruri legate de mama, de faptul că dansa pe lacul lebedelor, ceea ce fac și eu cu Amelie acum. Și cel mai tare este că și tatăl meu și tatăl lui Amelie fac treaba asta și se implică în zona asta mai feminină, ca să zic. Nu e pentru ei o problemă că Amelie e fată și că are, evident, niște înclinații și ei fac cu plăcere fix ce fac eu cu mama și cu Amelie. Deci la voi când vă văd așa pe toate trei, nu-i trauma ta generațională, la voi e bucuria, plăcerea. Mai cum spune mama, din păcate eu am fost cea care a trebuit să curețe toate păcatele și problemele neamurilor noastre și tu. Am dus de ordin fizic foarte multe situații, de aici și evident căutarea, rezolvarea, vindecarea, totul a pornit de la o treabă de ordin fizic, care s-a tot repetat și pe care am rezolvat-o, evident, din planul emoțional. Doamne, ce frumos ai zis! Pentru că asta înseamnă că fetița ta are mai puține de rezolvat decât dacă mama ei. Și se vede în ea că este cum, un copil, este un copil foarte solar, chiar și atunci când are un tantrum sau o situație mai neplăcută, se vede pe ea că este un copil în armonie. Cum ne pregătim fizic în timpul sarcinii pentru venirea copilului acasă? Și îți dau un hint. În momentul în care naști, foarte multe dintre femei au ceea ce se numește baby blues în engleză sau depresie postpartum. Super! Și mă întreabă adesea, doamnele, de ce, de exemplu, eu nu simt nimic pentru copilul meu? De ce mă uit la omulețul ăsta și eu nu simt ce zic astea pe Instagram sau ce zic doamnele în parc? Și aș vrea să-ți povestesc cum simte corpul nașterea copilului și să-mi spui dacă rezonezi cu ideea asta. În clipa în care din corpul mamei, femeii, ies 3 kg jumate de copil, de viață, urmează o perioadă în care corpul mamei jenește după ce a pierdut, a pierdut inimă. Dar poți să plângi. Da, a pierdut viață, a pierdut inimă și deodată rămâne un spațiu mare, gol, cu care corpul trebuie să se descurce singur. Cum te-ai pregătit fizic și înainte și după ce ai pierdut fetița ta din tine? Sincer, înainte m-am pregătit foarte atent, pentru că voiam să nasc natural și am vrut să fiu foarte pregătită pentru orice scenariu de care m-aș fi lovit. Scopul meu era foarte precis și nimic nu m-a dat la o parte din a-l duce la bun sfârșit. Așa că am discutat cu foarte multe moașe. Ok, avem foarte multe cărți la dispoziție, dar cred că este important să te duci către niște oameni care te pot sfătui unul la unul, să treci prin niște experiențe, prin niște povești. Mi se pare că treaba asta îți întărește încrederea în tine, în instinctul tău, în toate emoțiile pe care le simți. Înveți să le gestionezi, aflând de la alții, alți oameni reali din fața ta, auzind alte povești despre alți oameni reali, știi cum să te gestionezi. Și eu, deși mi-am făcut toate pregătirile astea, inclusiv soțul meu a trecut prin aceste pregătiri și a fost lângă mine de câte ori am avut aceste întâlniri cu diverse persoane, n-a fost de ajuns pentru că, așa cum ai povestit și tu, corpul meu plângea. Și-a plâns foarte mult. Un an. După ce ai născut, da? Eu știu momentele alea. Plângeam și eu cu tine și probabil că plângea multă țară care te privea, că deodată Diana nu mai era rochițe frumoase. Era așa, știi, păreai la propriu că se rupsese carnea de pe tine. Mai greu era că nu reușeam să trăiesc povestea asta fantastică pe care o auzi tot timpul. De-aia eu niciodată nu o să vin la mine în online-ul meu să spun basme. Mi se pare că sunt și povești frumoase în care totul se întâmplă ceap, 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 vin așa vălătuși de sentimente, emoții, corpul se strânge, mamă, tot este senzațional, copilul doarme brici. Bravo, minunat. Dar știu din experiența femeilor care îmi scriu, care sunt de ordinul miilor, adică prin câte mesaje și povești am trecut, știu că marea majoritate trece prin ce am trecut eu. Și nimeni nu vorbește despre asta. Tot timpul auzi, ești puternică, poți, într-un an de zile o să fii aia de la început, de dinainte. Și nimeni nu-ți spune, niciodată nu o să mai fii aia de dinainte. Și este minunat că nu o să mai fii aia dinainte. Ceea ce ești acum, mamă fiind, mi se pare cel mai frumos dar de pe pământul ăsta și în loc să ne concentrăm pe treaba asta, noi vindem, o să fie foarte bine, o să te întorci la cum erai înainte, pentru că ești puternică. Dar lasă-mă să fiu cum sunt, lasă-mă să simt și dăm sprijinul de care am nevoie real, că da, eu am avut nevoie de
și de sprijin de la un terapeut. Dar cel mai mult m-au ajutat oamenii de lângă, că au înțeles că nu trebuie să mă mai pușuiască. Poți, poți, poți. Ei bine, nu pot. Și de-aia suntem un trip, un mic trip, ca să mă ajutați. Și eu accept ajutorul vostru. Și asta s-a întâmplat pentru că mama mea a insistat și mi-a spus: nu mai fi încăpățânată să-mi arăți că tu poți totul singură, cum ai făcut toată viața. Lasă-ne să fim aici. Și i-am lăsat. Așa imperfect cum sunt toți ceilalți. Pentru că este o perfectă, evident, și tu știi asta, că mama știe cel mai bine. Am decis să mă las ajutată de cei dragi. Și asta a fost, cea mai bună terapie pentru mine. Eu acum am înțeles de ce zici dinozaur. În sensul că știi cum vorbești, asta mi se pare o epocă apusă, asta pe care o aduci tu din nou în lumină. Epoca asta în care, da, nu mai vreau să mi se spună că pot. Apropo de asta, aș vrea să subliniem că tu ai spus că te-ai pregătit pentru naștere mergând și vorbind cu oameni. Dar aș vrea să subliniez asta. Care oameni? Pentru că avem tendința asta să mergem către tot felul de locuri în care nu sunt neapărat sfaturi de specialitate sau nu e neapărat genul ăla de sprijin de care ai real nevoie. Cu cine ai vorbit? Când ai zis moașe, știi, primul gând a fost moașe, adică cine? Vecina, fina, bunica, astea? Moașe sau moașe reale? Moașe specialiști. Moașe reale, dule, eu îmi doream oricum să îmi dau timp să intru în travaliu acasă, n-a fost să fie. Dar am foarte multe prieteni în jurul meu care au născut natural și evident aveam foarte multe contacte pe care oricum le putem găsi și dacă facem un search foarte minuțios pe Google. Și m-am orientat și către un medic care știam că este prietenos cu nașterea naturală și firească, către o dulă și către două moașe. De ce două? Pentru că ne-am dorit să aud două opinii. Da, și să le pun un pic, să le pun un pic în balanță și m-a ajutat foarte mult treaba asta. Deci da, m-am dus către oameni care au experiență și în plan medical, dar și emoțional și în toate celelalte planuri. Bine, îți mai pun o coroană. Te rog. A fost ceva care te-a luat prin surprindere puternic în timpul sarcinii? Ok, știai lucruri, te pregătiseră două moașe. A fost ceva care te-a făcut la un moment dat să te dai pe spate și să spui: wow, la asta nu mă așteptam? La propriu m-a dat pe spate, m-am îngreșat foarte mult. Era de fapt o dereglare hormonală, nu era neapărat un cumul de grăsime. Nu era de la covrigi? Nu, și oricum n-am mai, adică a fost prin 3 luni așa că încercam să stup starea aia de rău, știi? Dar pe urmă m-am liniștit, dar se pare că aceste 100, nu știu, m-am oprit la un moment dat la 110, nu m-am mai cântărit după pentru că eram ceva, un elefant eram și țin dinozaur. Eram pe rotund. Și a fost foarte greu de ordin fizic să mă mișc, să mă spăl. Adică chiar m-a ajutat bărbatul meu foarte des, pentru că nu puteam să mai fac mai nimic. A făcusem și edem, nimeni nu mi-a spus din păcate că am și edem. După am aflat că aveam edem și că putea să ducă și la chestiuni mai grave, să se ducă către creier. M-a mai avut o prietenă într-o situație de genul ăsta. Și da, la asta nu mă așteptam, nu mi-a povestit nimeni despre asta și nici în momentul respectiv nu mi-a zis nimeni cu ce mă confrunt și ce aș putea să fac să fie mai bine. Așa, când tu aud și am urmărit toate suferințele astea ale tale, mi se pare că pe lângă câte inspirație aduci tu estetic în online, deodată ai devenit inspirație pentru tot ce ne-ar putea lovi în timpul sarcinii și al părințelii și nu ne spune nimeni. Știi că ai devenit inspirație pentru oameni și în sensul ăsta? Simt asta, chiar dacă nu vorbesc foarte mult pe contul meu despre asta, pentru că nu știu, simt că mai sunt într-o altă zonă în care trebuie să mă concentrez pe alte lucruri. În ce înseamnă mesaje private, eu am discuții zilnic și în fiecare noapte cu tone, zeci, sute de femei despre treaba asta, femei care îmi cer sfatul, care mă întreabă încotro să apuce, cum să aibă încredere în instinctul lor, ce să facă când simt că vine momentul și vine o naștere, își doresc o naștere naturală și nu bun, neapărat sprijin. Bun, consideră că eu acum îți scriu la 12 noaptea. Poți să ne zici unul dintre secretele de la miezul nopții? Secretele de la miezul nopții sunt legate strict de experiența mea pe care am trăit-o și pe care o spun mai departe. Da, deci este... tu nu dai sfaturi. Te spui eu prin ce ai trecut. Despre lucrurile prin care am trecut, pe care le-am învățat și fiecare rămâne cu ce dorește, cu ce simte din ceea ce a citit pe Instagram, pe un mesajul de la mine. Ca la terapie. Știi că se spune copiii își aleg părinții. De ce crezi că te-a ales Amelie? Bună întrebare. Pentru că
copilul ăsta aș dorea să vină într-o familie cum alți copii din familia noastră n-au avut. În familii în armonie, în familii în care mama și tatăl sunt pe poziție egală, în care tatăl își dorește să se implice în treburile firești ale familiei, treburile firești ale din viața copilului. Și cred că Amelia a simțit că e un loc potrivit pentru ea. Dacă ai pomenit de tată, hai că începe distracția. Știi, în multe dintre familiile cu care eu lucrez sau mă întâlnesc, femeia și bărbatul, mama și tata, au diferențe de perspective în ceea ce îi privește pe copii. Concret, ne pregătim pentru venirea copilului acasă. Facem cameră sau nu? E pe roz sau pe bleu? Facem botez? Unde? Cu cine? De care? Cum a fost la voi? Ați avut momente în sarcină în care v-ați luat de la știu eu ce subiect? De asta e important pentru... În sarcină nu ne-am luat pentru că eu nu am avut o sarcină ușoară și el era foarte consumat, slăbise foarte mult în perioada aia, deci nu prea ne-am luat de la nimic. Iar după ce am născut... Până ne-am educat să anihilăm tensiunea în timp real și să eliminăm complet până când adorme copilul. Da, au mai fost tot felul de situații, dar revenind la ce m-ai întrebat, nu există să ne certăm pe ceva, pentru că, așa cum spune soțul meu, ea știe cel mai bine ce e bine pentru Amelie. Și aici se oprește totul și cumva mă simt și mai puternică. Când spune el treaba asta, mă simt și mai sigură pe instinctele mele. Ea știe cel mai bine într-o cultură din care venim noi, în care părintele știe întotdeauna cel mai bine, nu? Cum să știe ăsta mic? Ăsta nu știe nimic, nu? Ăsta de-aia a venit la noi, să-l învățăm noi. Sau cum zic eu, copiii se nasc genial, ce păcat că ajung la părinții lor. Da, exact, care exact, cresc, exact, îi educă da, ei. Da. Totuși, dacă te uiți așa la fetița ta, îți dau o perspectivă. Când Runa era mică, mică, 6 luni, 9 luni, până într-un an, eu îi dădeam să-și aleagă rochițele cu care să ia, cu care să ieșim. Și mama mea mereu spunea, serios, tu crezi că la 6 luni ea știe să-și aleagă rochițele? Tocmai ți-am arătat, da, Instagramul copilului meu, care este la 11 ani, efectiv, e ca tine, de reper estetic. Dă-mi un exemplu de fetița noastră știe cel mai bine. Dă-mi un exemplu, când vă ghidați după copil? O privești și îți dai seama... cum se schimbă emoțiile, dacă s-au schimbat emoțiile, dacă privirea este diferită, dacă respiră diferit, dacă se întâmplă ceva de ordin fizic, la ea știi ce trebuie să faci. Știi că poate personajul, anturajul, locul, ceva s-a schimbat și e în neregulă. Dar, în general, Amelie știe cel mai bine. Eu am ascultat-o de fiecare dată. Amelie a știut când trebuie să înceapă diversificarea, se a cerut, iar eu am fost, asta încerc să le spun oamenilor, știu că suntem obosite. Dar priviți-i și ascultați-vă. Chiar se întâmplă magia. Chiar începi și faci lucrurile așa cum trebuie. Noi știm cel mai bine. E bine să avem sfaturi, dar e bine sfaturile astea să le aplicăm la situațiile reale din viața noastră. Că, dar n-a reacționat, al meu n-a făcut, n-a adres. Păi n-a făcut așa ca la carte, pentru că e special, e diferit. Dar ai răbdare, fii atent, fii acolo. Sau cum ziceam, diversificarea nu începe cu ne luăm un scăunaș, ne luăm un borcănaș, ne luăm o linguriță, ci începe cu să te uiți la copilul tău și să spui, mama, abia aștept să te descoper. Nu? Să ne uităm la copii și să așteptăm să ne spună ei despre relația lor cu mâncarea, nu să le opunem noi, pe a noastră, pe cap și în farfurie și după aia să ne întrebăm, oare de ce nu mănâncă? Cum a fost cu camera, cu dormitul? Dormiți împreună, copilul doarme în camera... ei, cum se întâmplă la voi asta? Este un subiect foarte amuzant. Noi ne-am mutat în casă nouă înainte să nasc eu. A fost ceva horror. Greu de seama înainte să nasc casă nouă și am zis că totuși vreau să fac și camera lui Amelie, care între timp s-a mai schimbat de 100 de ore, am schimbat 1000 de paturi. Ce vreau să vă spun este că Amelie nu a dormit în niciun dintre paturile pe care le-am schimbat în camera ei. Amelie a dormit mereu la mine, în brațe, pe piept, pe pat. Păi ce faci, Diana? Păi cum ce fac? Dorm. Păi așa până la 18 ani o să doarmă abia cu tine. Abia aștept să doarmă 18 ani cu mine. Nu o să doarmă 18 ani, așa că atât când va vrea să doarmă cu mine, eu, Doamne, ador îmbrățișările seara.
ador să nu mă ridic din pat și să-mi fugă somnul și doar să pun o mână și să readoarmă. Ador dimineața să vină să mă călărească și să mă pupăcească. Plus că a fost foarte simplu cu alăptatul, că de aici a pornit, era mai simplu să mănânce singură. Și cu vinovăția asta pe care, cine știe, poate ai auzit-o tu sau ți-a dăruit-o cineva, vinovăția asta de genul, una, fetița ta o să fie dependentă de tine, și doi, ce face cu bărbatul care vrea și el cu soția lui și n-are loc de fetița voastră? Atașamentul poate să fie de două feluri, poate să fie sănătos și de un atașament care se manifeste nesiguranța, ameliar un atașament sănătos, tocmai pentru că mama ei a oferit îmbrățișare, atenție, iubire necondiționată de câte ori a cerut-o. Iar soțul meu este mai mult decât fericit să împartă patul cu noi, iar noi avem momentele noastre când doarme Amelie sau când Amelie merge în vizită la e-mail la țară. Repet, am lucrat amândoi la treaba asta și pe noi ne împlinește foarte mult Amelie, așa că lucrurile, nu știu, nu le-am forțat, au venit pur și simplu. Se poate, în idee se poate, că s-au lucrat lucrurile astea înainte, doar că nu mai obsedăm acum apele, vin, e un flow. Să ziceai că ai avut o grămadă, un magazin de pătuțuri. Totuși, consider că este ceva realmente util atunci când te pregătești să aduci copilul acasă. Da. 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 Măsuța de schimbat pe care să ai scutece, cremă pentru iritații, toate ustensile necesare pentru a face treburile de bază. În rest, ca să știi, noi acum schimbăm din nou pătuțul. Asta e o pasiune de-a ta, nu? Te ocupi cu pe creator digital și schimbător de pătuțuri, nu? Fix. Dar da, asta cred că e cel mai de bază. Și termometru și lucruri esențiale. A fost ceva care te-a speriat tare în relație cu fetița ta? Ceva care te-a luat prin surprindere? Asta nu cunoșteam după ce ai venit cu ea acasă. Știi momentele alea în care, aoleu, nu știu dacă respiră, stau și o păzesc toată noaptea, ce e asta, a căzut, s-a lovit la cap. A fost ceva care te-a zdruncinat real, Doamne, n-am știut? Nu m-a zdruncinat mai nimic, am o special, pentru că mi s-a părut, cumva le-am luat relaxat, asta se întâmplă și alte zeci, sute de femei în urma mea au făcut-o, dar m-a speriat o treabă. Eu, după ce am născut, la 27 de ore, eu am plecat acasă, pentru că simțeam că e prea stresant mediul, deși mi s-a spus să nu plec, am plecat. Pentru că nu mai puteam să ofer ce avea nevoie ca să se hrănească. Și mi-am dat seama că e din cauza stresului și a faptului că sunt foarte presată de tot felul de personaje din jur. Și am ajuns acasă și aveam impresia că nu am ce să ofer să mănânce. Și a venit Alina, care mi-a demonstrat că copilul mănâncă, că funcționează cum trebuie lucrurile. Și atunci am avut o panică mare. Ce fac? Eram obsedată, vreau să o alăptez. M-am chinuit și cu alăptatul și cu consultanți și cu multe. But I did it. Aia a fost stresul meu. Am avut treaba asta, să nasc natural și să alăptez. Pentru că mi s-a povestit de către toate femeile din familia mea despre aceste momente. Și mi-am dorit și eu să trăiesc momentele astea și să-i ofer lui Amelie drumul ăsta. Și... Apropo de mama, iarăși. Apropo de mama și... Dați șervețelele! Și femeile din familia noastră. Trăim într-o neam în care noi credem că mama se sacrifică. Știi? Asta povestea, noi ne-am sacrificat pentru voi, copiii noștri. Eu m-am sacrificat toată viața pentru tine. Eu mi-am sacrificat viața pentru tine. Noi avem tipul ăsta de discurs în țara aceasta, care vine din strămoși și pe care l-aud și acum. Ce înseamnă, după părerea ta, să fii mamă? Ce înseamnă un sacrificiu? Că trec spre imediat, îți spun de ce le întreb asta. Tu ești star pe Instagram și full-time mom, da? Nu ai alt job. Jobul tău e star pe Instagram, între ghilimele, no. Pare că n-ai sacrificat nimic, nu? Pare că, iată, ai reușit, pare. You did it, no. Dar noi suntem dintr-un neam de femei care s-au sacrificat pentru copiii lor. N-au mai mers la muncă sau au mers la muncă și n-au putut să îi îngrijească pe copii. Și-au neglijat relația cu bărbatul, și-au divorțat sau, mă rog, au trăit într-un nou mariaj de stăm împreună pentru copiii noștri. Ești o sacrificată sau cum e treaba asta cu sacrificiu? Ce înseamnă să fii mamă?
Nu simt că am sacrificat, dar în schimb am ales să modific multe în programul meu, în joburile mele. Noroc a fost că m-a ajutat foarte mult. Am zis greșit, nu m-a ajutat Cristian. Cristian a fost și el parte din această relație și din acest rol de părinte. Vezi că tine să spunem mereu chestia asta, m-a ajutat tatăl. Eu îi corectez pe alții și eu greșesc. Da, deci nu am sacrificat, practic am ales calea asta de a lucra mai puțin și a fi mai mult lângă ea. Mi-am dorit să fiu cât mai prezentă și să absorb toate momentele, să nu le uit niciodată. Să-ți lansez o provocare acum, pentru că aceste podcasturi le-am făcut special cu oameni care sunt prezenți în online și îi cresc frumos pe copiii lor în același timp. Te rog să-mi spui trei pași pe care o mamă care te urmărește și pentru care ești inspirație ar putea să-i urmeze ca să poată să facă și copil și din copil om, dar să poată să-și urmeze chemarea. Indiferent care este aceea, să și muncească, dar să poată să fie și prezentă în viața fiicei, fiului ei, fără să se simtă vinovată. Primul pas, cer ajutorul partenerului. Adică nu cere ajutor, nu? Nu cere ajutor, ci da. Îl implici, da? Îl implic, da. Că ai zis nu exact, ajutor. Exact, am zis mai devreme, da. Îl implic și pe partener și îi dau această libertate de a face cum simte. Eu n-am pus presiune foarte mare pe el, l-am lăsat să facă cum simțea. Și nu te-a supărat niciodată de genul nu ai pus bine, nu i-ai dat cum trebuie, nu așa trebuie? Atâta deci timp cât l-ai e lăsat cu să iubire... iasă în costum de Spider-Man și fița exact. În prințesă. Da, l-ai lăsat să iasă pe stradă așa. Se întâmplă, adică e ok, we are good. Bun, îmi dai un exemplu concret de ceva ce face partenerul tău ca să te ajute? Noi ne împărțim ziua, el stă în prima parte a zilei, eu stau în a doua parte a zilei cu Amelie sau invers. Sau stăm două ore, cu două ore, cu trei ore, cum ne cere programul. Al doilea pas ar fi că trebuie să ai un ajutor mai constant, așa să zic. Dacă nu sunt bunicii, poate o persoană, o guvernantă, o bonă mai avizată, ca să zic, pentru că altfel nu te poți concentra, din păcate. Am o prietenă care își lucrează cu copilul lângă ea și e deosebit de dificil. Și al treilea pas este să dormi, să cauți căi prin care să dormi. Să faci, nu știu, meditații, să I don't know. Există foarte multe căi prin care poți îmbunătăți ciclurile de somn și le poți lega. Eu am o problemă asta, nu legam ciclurile de somn, nu reușeam să readorm și de aici era tot haosul. Tu, nu Amelie. Eu, tu. Eu cu Amelie am trăinuit-o foarte bine, adică... Deci tu erai copilul. Eu eram problema. Da, și în clipa în care dormi, toate sunt mult mai simplu de organizat. Eu revin la asta, la punctul 2. Ai zis o guvernantă, după care ai zis o bonă avizată. Ajută-ne un pic aici. Ce înseamnă o bonă avizată? Cum ai ales omul, celălalt om, în afară de tatăl lui Amelie, cu care să ai curaj să o lași? Eu nu am avut curaj. A, deci asta e doar pentru ceilalți, da? Bunicii au fost dispuși și au fost relativ aproape de noi. Repet, majoritatea stau eu cu tatăl ei, dar într-o zi full de dimineață până seara apelăm la bunici. Bunicii au fost foarte deschiși sau mai forțat deschiși să facă ceea ce li se spune. Am înțeles că alegerile mele duc la un rezultat foarte, foarte bun și de la bun în sus și au început să aplice tot ceea ce le povesteam eu despre cum ar trebui să educăm copilul, cum să-l creștem prin joacă, să tot felul. Și simt în jurul meu că văd foarte multe prietene care inevitabil ajung să apeleze la o bonă, că au nevoie copiii de mai mult decât a asista, a fi supravegheați. Au nevoie de o joacă în sens educativ. Și de aia zic o bună avizată sau o guvernantă. Noi în momentul de față avem o doamnă care vine de 3 ore pe săptămână, câte 2-3 ore și face cu Amelie niște tipuri de jocuri stil Montessori, pentru că eu nu mai rezistam și nu mai aveam răbdare, pentru că e next level acum la vârsta pe care o are. Mereu e mai mult și cum și muncesc, nu reușeam. Și am zis ok, să bifăm toate treburile astea de care Amelie are nevoie în evoluția ei pe toate planurile și avem varianta asta de guvernantă, o numesc eu. De asta este care ceva? E pregătită pedagogic, practic. A câta coroană trebuie să spun pe cap acum? Nu știu, 10, 12, 13, nu știu. Fii atentă. Dar e greu de găsit așa ceva, e foarte greu de găsit așa ceva și am așteptat mult după o amică care a avut-o pe tipa asta și acum sunt super happy că a venit în viața noastră. Te cred că e greu, dar știi cum e, dacă nici nu-ți dorești, n-ai cum să împlinești. Deci ceea ce acum ne povestești
este ceva ce poate să schimbe viața. Nu doar ție, copilului tău, care dacă e fericit și are achiziții și nu ești neapărat tu implicat în asta, Doamne, face fericită toată familia. Asta înseamnă, ok, o să luăm guvernantă, dar asta înseamnă un ajutor de specialitate. Și este, dacă aveam întrebarea asta, care-i secretul reușitei tale ca părinte? Mi-ai dat răspunsul fără să îți pun întrebarea asta. Consider că din toată întâlnirea asta, dacă oamenii rămân cu această informație, și anume, aduceți către copii, aduceți către copii oameni pricepuți la joacă sau oameni pricepuți la ce ați vrea să știe copiii. Știi, dacă vrem să-l învățăm să noate, îl ducem în mod evident la un instructor de notă. Sau... Dar știi că dincolo de varianta asta de stil guvernantă care îți vine acasă, există varianta pe care noi am aplicat-o până acum. Am dus-o pe Amelie la tot felul de cursuri. Bineînțeles. Ok, am făcut treaba asta cu guvernanta pentru că aveam nevoie de 3 ore, alea 3 ore la 2-3 zile. Dar înainte și în continuare, o ducem la tot felul de cursuri. Dacă nu se lovește de niște lucruri noi, de comunități, de copii, de caractere, e așa evoluează. Și ne-am străduit undeva de 3-4 ori pe săptămână să ducem copilul la aceste cursuri. Acum am mai rărit-o un pic cu cursurile, că dacă avem interacțiunea asta, e overwhelming pentru ea și e greu de procesat totul. Pare prea frumos. Efectiv, ești next level. Și îți spune cine chiar se pricepe la asta, da? Eu acum trebuie neapărat să găsesc o zonă în care n-am mai ai de lucrat. Pentru că până acum mi-ai arătat un părinte de care aș vrea să fim toți. Te rog să cauți o zonă vulnerabilă în care te simți în continuare nesigură în relație cu copilul, în poziția ta de părinte. La ce simți că mai ai de lucrat în relație cu fetița ta și nu spune că nu mai ai nimic de lucrat? În mod conștient nu-mi dau seama acum, dar simt că am o hibă. Și anume asta, simt că sunt destul de acaparatoare și dacă Amelie nu mi oferă atenția de care am eu nevoie uneori, mă supăr ca un copil. Nu-i arăt, dar sufăr ca un câine în sinea mea. Dar tot din trecut îmi vine treaba asta, pentru că aveam nevoie de dragoste absolută, să mi-o arate toată lumea prin gesturi, privire, absolut orice se putea. Și Amelie a făcut treaba asta cu mine. Și acum când au tot apărut prieteni, tipul asta devine la noi, mai vine mama, mai vine tataie, mai al meu, cumva s-a spart bula asta exclusiv de dragoste pentru mami și s-a mai dus pe aici pe acolo. Și doar ca naiba. Și nu reușesc să gestionez treaba asta și emoția asta mă face așa la stomac non-stop. Mai zine de un moment în care ai plâns mult. Momentul în care am avut o situație medicală și nu puteam să fiu prezentă deloc în viața ei și dispăream zilnic cam 8-9 ore ca să mă fac bine și era foarte greu. Cea mai mare durere era că nu puteam să ies cu ea în parc, nu puteam să mă învârt cu ea, nu puteam să alerg cu ea și atunci am experimentat prima dată invidia pentru femei. Pentru femeile și mamele care puteau să alerge cu copiilor, care puteau să ia în brațe, care puteau să fie pline de energie. Dar am trecut și peste momentul ăsta cu brio, dar a fost foarte greu să nu pot să fiu cu adevărat prezentă în viața ei. Acum te rog să scoți feminista convinsă. Știi că există, desigur, tabere care spun da, feministă convinsă sau nu. Acest tip de curent nu este unul armonios, bărbații au rolul lor și te rog să-mi spui, să-mi dai un exemplu de situație în care ai luptat pentru femeie și rostul ei și poziția ei, așa, de-a zis lumea, cred că e nebună sau ceva, Diana. Mie mi se pare că fără să ne dăm seama ne sunt luate niște roluri, inclusiv rolul ăsta de mamă, inclusiv alegerea de a naște cum vrei tu, inclusiv de alegerea de a hrăni copilul cum vrei tu și mi se pare că ni se bagă pe gât niște variante și avem impresia că alea sunt, devin naturalele și firești, sunt alea naturale și firești în viața noastră. Și am simțit în clipa în care urma să nasc că am simțit că mi este luat un drept. Dreptul de a naște natural. Și pentru că m-am trimit foarte bine înainte și știam tot felul de cazuri și pentru că am avut o moașă lângă mine care a ținut cu dinții să fie lângă mine până la capăt, am reușit să fac treaba asta, dar să naști în pandemie fără soț lângă tine,
cu presiunea de trebuie să naști în X ore și să nu fi lăsat să-ți parcurgi, ca asta am dorit, să parcurg toate acele ore dureroase, nedureroase, să trec prin ele. Și am simțit că mi-este luată treaba asta. Și aici am simțit că am pierdut încă un drept. Iar dacă vorbim despre feminism și despre drepturi, e foarte simplu. Cu toate vrem să avem drepturi și libertăți egale. Asta nu înseamnă că unii sunt mai sau mai. Pur și simplu. La asta se rezumă. Și it's not a bad thing să fii feminist. Soțul meu e feminist. Adică? Adică discută, se luptă, are debate-uri, fel și fel de personaje masculine despre zona asta gri a drepturilor femeii. Și este unul la unul cu mine. Suntem pe aceeași poziție. Suntem o echipă foarte faină. Iar l-ai adus pe tată în discuție. Dacă ar fi să-mi spui ce a însemnat tatăl tău pentru tine, pentru parcursul tău, pentru unde ai ajuns astăzi, pentru sensibilitatea ta, care crezi că este în viața unei fetițe rolul tatălui? Cum am mai vorbit noi două, inevitabil ajungem să căutăm în partenerul nostru frânturi din tatăl nostru. Și culmea le găsim și eu am avut impresia cu al meu că nu, n-are nicio treabă. Așa, și acum vreo 5 ani am avut niște revelații de mi-a stat mintea în loc. Pentru mine tata a fost în relație cu mine modelul de perfect. A avut grijă de mine, a dormit cu mine, m-a schimbat, m-a hrănit, m-a luat cu el la muncă. Am părțit cu mama sarcinile în mod egal, de fiecare dată. Eu am văzut chestia asta încă de la bunica mea. Bunica mea n-a avut parte de egalitate, ca să zic așa, și a renunțat la un moment dat la căsătoria în care era și m-a învățat niște lecții foarte prețioase pe care le-am dus mai departe. Și asta am văzut la tata. Tata a fost blând, bun, atent, uneori exagerat în sfaturile pe care mi le dădea, că încerca tot timpul să mă scoată din zona asta de artistic și să mă ducă într-o zonă mult mai pragmatică, dar iată că a venit Amelie din urmă, care este doar artă și boem, și râdem pe tema asta, că ia uite tată, nu m-ai lăsat pe mine, dar vine puternic din urmă Amelie. Fii ce ți-ai dorit. Da, și multe bucăți din tata le regăsesc în soțul meu, și bune și rele. Mă gândesc când îmi povestești de tata tău, noi n-aveam scutece, de exemplu, știi, mamele noastre spălau cârpele tot timpul. Partenerul tău, soțul tău, cum te ajută concret? Ați ajuns acasă cu copilul. L-ai lăsat să se implice concret în ce înseamnă să avem un copil mic? Da. Cum? Luat în brațe, schimbat scutecul, dat o cremiță. Da, avea curaj să o ia în brațe? Nu avea, dar și-a dorit. Plus că l-am pușuit foarte tare și am zis că chiar aveam încredere în el și mereu l-am încurajat să aibă o relație cu Amelie de orice ordin. Și sincer, dacă nu era el la prima băiță, eram tare timorată, panicat, mereu am avut încredere în mine și în tot ceea ce făceam, dar la prima băiță mi s-a părut ceva interminabil și că urma să nece copilul și el a fost stâlpul meu acolo și a zis, băi, sunt două matahale, reușim! Da, la început a fost dificil, dar pentru că am fost doi, parcă au trecut mai ușor prin toate etapele astea. Dar știi cum e la început? Vorbi cu pediatru din oră în oră, panicat, cu scutecul, desfaci, te uiți, treci prin toate spaimele pământului, nu știu ce înseamnă. Cu somnul, ce făcea el concret? Știi că atunci când alăptăm, am vrea să ne mai ajute partenerul și el zice, și eu ce să fac dacă tu o ții la sân? Eu cum vrei să fac eu să o adorm? Păi Amelie sugea pur și simplu, se oprea și venea somnul peste noi, el o punea în marsupiu și pleca la plimbare. Lui Amelie nu prea a plăcut somnul la început, dar m-a mai avut mare atenție cu ea și grijă și ne-am găsit o traiectorie bună pe la 5-6 luni, s-a reglat totul brici. Și asta făcea al meu, plimba copilul în marsupiu, dimineață, prânz, seară, noapte, nu vreți să știți, săracul era atât de slab, de traumatizat, să nu claxoneze lumea, să... Da, zis, mie nu mi-este dor de perioada aia deloc să nu mai au vreodată de așa ceva. Deci a fost implicat concret, da, fizic, da. Nu să prind copilul. Da. Doar așa se dormea. Tu povestește-mi despre asta cu schimbatul scutecului, pentru că am și femei cărora nu le place deloc să facă asta, dar bărbați, cum a fost la voi? S-a băgat la schimbatul scutecului sau? Nu mi-aduc aminte dacă s-a băgat de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar ăsta-i copilul, a făcut, schimbă-l, te rog frumos, eu vreau să iau o pauză. Era evident cine avea nevoie de mai multă pauză
Și omul s-a implicat. Iar acum, când Amelie își face ce-și face, iubire, iubire. Povestește așa frumos despre tatăl tău, încât mă gândesc, dacă e așa un role model, da, te uiți la tatăl tău și îl vezi supremul bărbat. Sigur, și Amelie o să se uite la tatăl ei la fel. Dăm niște exemple funny, dacă-ți vin, cu ce a făcut Cristian la propriu când ai venit cu fetița ta acasă. Mi-aduc aminte că era foarte funny. Cristian a luat copilul, l-a pus pe umăr și i-a dat un balon. Și încercam să-i explic că e prea mică ca să pui pe umăr, nu se ține, nu, și stă foarte bine, ai încredere în noi. Și a zis, ok, am încredere în voi. Mama, când a văzut, l-a tot văzut făcând asta, era foarte panicată, trebuie să zic, mama, am încredere în ei. Puțin de tot, așa lăsăm, că am încredere în ei. El a făcut o echipă de la început cu fiica lui. Mai zic concret, o adormea, de exemplu, o hrănea după ce a început diversificarea, îi ducea lingurița la gură sau se temea, Amelie... îi făcea baie, tot felul. De-astea, de-am vrea să facă bărbații noștri, dar uneori ne frică să-i lăsăm sau le e lor mai frică decât ne e nouă. La început totul a fost împreună, cât să prindă și el încredere, cât să prindă flow-ul. De exemplu, lui Amelie era frică de apă, el a învățat-o să nu mai fie frică de apă. Nu știu cum, prin ce magie s-a întâmplat, în 4 luni de zile, 4 n-a durat, dar copilul nostru acum face piscină în cadă. La mâncare noi am avut încredere în Amelie, nu, mai mult acum îi dăm cu lingurița ca să fim sigur că mănâncă, pentru că e doar peste tot, pe tavan, peste tot, și mai dăm cu lingurița, dar înainte era mâncare, aș lua lingurița, băga bucățele de mâncare. Văzând că eu am încredere în mine și în ea, a prins și el încrederea asta și zicea, bagă tată, dă-i, 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 dă-i. Dar neîndemânatic a fost, că știi, de alea cu, i-a pus șoseta în loc de mănușă, știi, și mănușa la de șoseta. Să cum iese Amelie când e cu taică. Da, 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 vreau neapărat, da. Nu știu, are o coadă așa, una nu e, o șosetă de culoare, cealaltă de altă culoare, geaca făcută praf, murdar, udă. Dar e ok, e în regulă. De-aia e copil, să experimenteze. În momentul ăsta când îmi povesteai cum arată Amelie când iese cu tatăl ei din casă, am născut o perspectivă, și anume, eu cred că în casa fiecăruia dintre copiii din lumea asta există o carte care se numește Amintiri din copilărie. Este o carte care stă undeva pe un perete în casa voastră, pe care nu o vede nimeni, și care se scrie automat în fiecare zi din viața copilei tale. În mod evident, în cartea asta există imagini cu Amelie cu o coadă mai sus, cu o coadă mai jos sau cu o șosetă de o culoare și cu una de altă culoare. Întrebarea pentru tine din finalul acestei întâlniri este, și nu vreau să răspunzi imediat, ci să te gândești, să o simți, să o iei în brațe. Așadar, în casa ta există o carte, Amintiri din copilărie, pe care fetița ta, la 20 de ani, o să o ia de acolo de pe perete, o să se așeze într-o zi pe o bancă, la soare, și o să răsfoiască. Cum ai vrea să-și amintească Amelie de mama ei când va deschide cartea Amintiri din copilărie? Veselă și iubită. Și cartea există. O să scriu în fiecare zi. Diana, da. Îți doresc ca fiica ta să fie mândră de mama sa. Mulțumesc, eu mulțumesc. Eu aș vrea să stăm să depănăm amintiri din copilărie toată ziua, dacă s-ar putea. Dar am pregătit ceva pentru tine, pentru că trebuie să și râdem de tine după ce ne-ai făcut să plângem. Drept urmare, Diana, îmi mai dai mâna odată și... Frică. Asta, și să-ți fie frică pentru ce urmează. Cred că ai făcut asta de mii de ori până acum? Cam, da. Dar să vezi cum e când fac treaba asta cu ochii închiși. Cu ochii închiși la propriu? La propriu. Ce... Să fii atentă, Diana. Ai 15 secunde în care trebuie să iei un scutec de aici și să-l faci pe copilul ăsta nou-nouț și să zâmbească la final. Toate astea cu ochii închiși. Lasă-mă să scot scute cu, ca fiți să gata, fim cinstite. Fiți gata pe locuri. Fiți gata cu ochii închiși. Start! Vezi că mă uit la ochii tăi.
Mai avem un pic. Acum începem, simt, de fapt. Acum cronometrăm. Stai, am simțit aici, urechicea asta. 15. Pac. 14. Te rog frumos. Da, ai reușit. Aplaudați. Aplaudați. Îți mulțumim. Acesta a fost episodul de astăzi. Cum ne pregătim pentru sosirea copilului acasă. Diana Enciu, ești mereu o bucurie, o savoare, o plăcere. Asemenea. Dacă vrei să spui de rămas bun pentru toate mamele care te urmăresc și te plac. Da, vă spun să vă ascultați întotdeauna instinctul, pentru că face magie în viața voastră. Sau, cum ar zice Lupilu, știi să fii părinte, știi să fii tu. Lidl. Meriți să fii surprins.